la Est de Libertate, iată, nu numai în Estul României, ci și la Est de Libertate, un subiect interesant care aduce în discuție o multitudine de aspecte. Nu o să mai mă refer acum la ele, dar vă provoc pe dumneavoastră să ne prezentați în câteva cuvinte acest concept de libertate și totodată situarea lui în acest context, eu știu, geografic. Geopolitic. Geopolitic. Sigur că da, romanul La Est de Libertate tratează o temă ce mie îmi place. Trebuie să mărturisesc că nu mi-a prea plăcut să trec prin acea perioadă istorică a României, pentru că vorbim de anii 70-80, vorbim despre două povești paralele, doi tineri care vor să fugă în America, să treacă Dunărea fraudulos și să ajungă în America, și de asemenea despre o altă familie care încearcă pe cale legală să ajungă în America, pentru că nu exista libertate în sud-estul Europei, nu greșesc, sub nicio culoare în anii 60-70-80, iar acest roman tratează această problemă. Îl recomand și adolescenților, și tinerilor, și familiștilor, și acelora care iubesc istoria și vor să cunoască cum era viața românului în anii 70-80 aici, în țărișoara noastră. Da, iată un roman în care aportați mai multe aspecte de viață politică, de viață eclesială. Problema principală este aceea a libertății, o libertate pe care dumneavoastră, ca și cititori, o veți putea cunoaște mai bine sau, eu știu, poate lipsa acesteia, urmând ca să ne împărtășiți opiniile dumneavoastră după ce veți lectura și acest roman, unul care ne provoacă să gândim libertatea în alți termeni.